Mergem la partea a doua a emisiunii. Acum am să iau masca, stai să-mi dau și ochelarii, că nu mai văd nimic, mi se aburesc. Partea a doua a emisiunii, care vă prezintă oameni foarte simpli, care au făcut din lucruri despre care nimeni nu credea că se poate face profit. Au făcut o afacere. Oamenii ăștia nu sunt școliți nici la universități, nu-i vezi nici pe la academii, nici pe la forumuri internaționale despre mai știu eu ce. Dar știu un lucru, că jurul din jurul lor înseamnă nu doar profit, ci și o anumită mulțumire, că uite bă, se poate face și aici. Acum vorbeam cu Țene, cu operatorul, despre Logan, conduc un Logan, da? Și ziceam, vezi, românul preferă să-și ia un Jaf Second, sau la a treia mână, sau la a șaptea mână, de oriunde, decât să dea banii pe o, pe o mașină produsă în România. O mașină care consumă 4%, da? Și o iei nouă și poți să mergi cu ea până în Alaska. Și același român, de cele mai multe ori, vine să ne spună că Occidentul ne face colonie, că extratereștii ne vor rău, că străinii-s rău în țara asta. Eu cred că vom trăi bine în momentul în care vom vedea că cei în jurul nostru poate fi, nu știu cum să zic, poate fi celebrat. Noi mergem acum la niște crescători de porci. Eu am fost an la rând și încă mai sunt, trăim iar colesterolul, în juriul la Slană Fest, festivalul ăla de slănină din care vin din tot Ardealul. Și am cunoscut niște oameni care croșteau 5, 6, 10, 15 porci. E greu să faci afacere din dat de mâncare la porci, tăiat, făcut salam sau făcut cârnat și du-te să-l vinzi cu metru la vecinii. În momentul în care însă s-au asociat, într-o asociație, da? Asociația Mangalița Transilvania, deja mugurii unei afaceri prospere se văd. De ce vorbesc de asociere? Pentru că românul are impresia tot timpul că vine capra vecinului și mănâncă prunul care s-a uscat că nu l-a udat la timp. Până când nu ne vom asocia, nu vom învăța să avem încredere unii în alții, băi, să ne iasă din cap că suntem în Uniunea Europeană, că suntem în NATO, alea sfițe birocratice. În momentul în care ne dă mâna și datul ăla de mână, strânsul mâinii, e mai important decât un contract, atunci România va putea fi o bijuterie. Până atunci, vom fi o țară de asta la marginea Europei, la marginea tuturor formelor superioare de civilizație, ca așa zic ăștia în manual. Da, merem acolo și vă arăt niște lucruri mici și faine, dintr-o Românie mică și faină, nebăgată în seamă, nebăgată în seamă, că suntem tântălăi. Dacă un pic, un pic, ar gândi aia de prin ministere la programe, pur și simplu, programe naționale, programe regionale, de educare între antreprenoriatului, într-o antreprenoriatului, am fi tare, tare sus. Ne lăudăm că suntem a șaptea țară din Europa, dar numai ca populație. Că dacă iei PIB-ul, suntem pe undeva acolo, la, pe unde s-ascund somnii, sub pietre. Hai că mergem și o vedea. De 15, 24, 26. Ok? Merge. Ce vedeți voi acum?
este o cooperativă, nu o asociație, de fapt tot o asociație. Cooperativa Mangalița de Transilvania va începe să vândă, acum nu vinde, dar va începe să fie acea afacere care trebuia să existe din 90 și trebuia să ne facă mai deștepți și mai de încredere. Că noi ne-am tot luat cu glasnostul lui Iliescu și cu perestroica lui Piști. Bine că mi-am înghițit cuvintele. Hai să mergem. Da, tovarăș, hai să vă arăt o chestie trăsnet. Aici nu mă mangaliță. N-am coronavirus, nu mi-am pierdut mirosurile. Sunt niște mirosuri aici. Să trăiești. El e Iuri. De la el mâncam în fiecare an slănina de mangalița. Le-am povestit la oamenilor când eram la Zislană Fest și toate nebunile astea. Că tu erai premiantul acolo. No, zi. Voi v-ați asociat într-o cooperativă? Cooperativa Mangalița de Transilvania și-a început activitatea în 7 mai. Și va începe să vândă după toate birocrațiile? După birocrații sau după ce se va matura, că asta nu este nimic fiert și trebuie să avem răbdare, trebuie să avem, să fie timp de maturare. Asta este regula la producții tradiționale. Văd aici sănătatea aia curată numită slăninuca care pus în saramură să-și facă datoria 6 săptămâni, 7 sau poate fi și mai mult, dar minimum atâta. Toate slăninele care le avem în, avem și în baiță aici pregătit. Dar vezi, asta e, mangalița era o rasă pe care ardelenii aveau multă vreme, au pierdut-o și acum o redescoperă. Asta e porcul somon, porcul fără colesterol, nu? Da. Porcul mangalița, care oricum se trage rădăcinile din zona noastră, Ungaria, Serbia, deci oricum e din zona. Bazna este din, se trage tot prin mangalița, în cucișare și altele care și din ele o să producem, dar cam dată numai mangalița. Dar fain că v-a venit ideea să vă asociați. Știi că am văzut în Spania cooperativa agricolă de producție, da? În Italia, cooperativa agricolă de producție. Am fost în Sardinia, de exemplu, era un fel de CAP, la noi sună urât CAP, dacă vorbești. Aia n-aveau nicio treabă, vindeau peste tot. Ci erau niște tipi foarte prosperi. Niște fermieri care nu s-au mai tăt plâns că, vai, că nu mai moare porcul, nu moare porcul, nu mai pot trăi din porc. Ba, se poate trăi și din porc, și din vită, și din agricultură, dacă ești deștept și înțelegi că lumea trebuie să meargă înainte. Produse deosebite. Aici carne în plasă, care rolul plasei este ca să țină mai bine la oaltă și când o să fie la înferiere, se poate face feriuțe subțin, ca să se iară să consume crudus, crud. Deci nu se fierbe, nu se prăjește, atunci iese sarea și astea trebuie consumate așa. Foarte tare. Portarea, hai că mergem și la colegul. Deja mi s-au aburit ochelarii, s-au aburit camera. Și s-a închis lada cu zestrea. Aici asta e o zestre, asta este o avere. Este mă, știi la ce mă uit? Corpul. Eu sunt slab, tu ești slab. Noi suntem mâncători de slăină amândoi. Da? Și totuși, nu avem 200 de chile. Așa scrie acolo undeva că după uleiul de măsline că urmează slănina și asta porcul de ardeal. Nu, da? Cântura. Stai să mai și la Peter. Eventual, da? Hai să mai și la... Să se audă de la... De la... Da. Bă, da, e greu. E greu în pandemie. E greu în pandemie. Uite, o să fac așa, uite. Știi că... Nu stai să-ți iei toate măsurile astea. Spuneți-mi cât de greu e să vă asociați și să... Cât că românul greu? De obicei se gândește imediat, dacă câștigă, da, dragul. Păi chiar asta este important, că noi am reușit ca să ne asociem, pentru că e treaba cea mai importantă ca să se asocieze producătorii, pentru că este foarte greu. În
țara noastră ca să putem face ceva, pentru că cea mai mare problemă este că terenuri mici și separat creșterea animalelor, separat procesarea tot. Și e o treabă foarte bine. Și cât sunteți în cooperativă? Peste 10, cam așa. Ce? Persoane, asociați, 18. V-a spus 10, 18 da, rămân la un loc da. Și nu v-ați dat încă în cap? Încă n-am reușit. Dar sper că nici nu se fie prea. Dar este foarte greu. Domnul, dacă te știe mai bine cum... Ia stați că mă duc în microfon. Pandemie, asta este. Ziceți că asta este președintele. Da. Îi Băsescu, Iohannis și tovarășul Vasile. Bun. Cât de greu a fost? O trebuie să treacă 30 de ani să redescoperim Mangalița, să redescoperim toate chestiile astea. Mangalița nu am descoperit-o. Am redescoperit-o. Da. Noi am considerat că avem 200 de crescători de animale, că de acolo plecăm. Suntem 18 membri. Și avem în jur de 550-600 de porci din rasa Mangalița. Bun, roșu. Și am încercat să găsim, să putem valorifica în condiții normale și în condiții bune pentru comunitatea noastră. Și după ce trece nebunia asta birocratică, asta este, trebuie să îndeplinesc. Sistemul de organizare parcă este mai greu. Da. După ce trece, se pot cumpăra de unde? Este pagina de Facebook, Mangalița de Transilvania, este site, cum? Da, la târguri? Da, o să încercăm târgurile, unitățile de alimentație publică și magazinul. Să desfacem produsele. Inclusiv la nivelul localității Șarbu, satul de Șarbu. Oamenii, că oamenii ăștia sunt obișnuiți. Oamenii întreabă zilnic și prietenii. Când începe să desfacem? Și eu întreb, când? Cât de repede. Deci este foarte important ca marfa să fie maturată. Deci, deocamdată, e în stare de maturare. Deci, suntem la început. Dar eu mă bucur foarte mult că am încercat, și fiecare a încercat singur să se descurce. Și în forma asta de asociere o să reușim să ne prelucrăm animalele noastre și marfa, ca să o facem de calitate. Deci este o garanție că e marfa noastră și facem marfă de calitate din știm din ce. Garanția vă pe Giuri, mă întâlnesc de câțiva ani. Pe toți noi care suntem aici, toți, că noi nu cumpărăm ceva ca să facem o afacere. Când vrei să faci numai o afacere, atunci e important să cumperi ieftin și să vinzi cât mai scump. Noi producem, avem animalele noastre și prin abator, bineînțeles, se tau animalele noastre și noi cu rețete, toți avem rețetele noastre, nu chiar toți, dar suntem câțiva care am făcut treaba asta și până acum, dar a fost foarte greu cu autorizații și n-am reușit singuri, noi n-am reușit ca să ajungem acolo să... Singur nu reușești. Deci, da. De azi zic de Iulie, că a fost acum. Satul meu natal, am vrut să îi fac pe oameni ca să înțeleagă că asocierea este foarte importantă. Eu i-am dat cunoscut la o expoziție și pe domnul Iulie și pe domnul... Și efectiv, de acolo începu selectarea dumneavoastră. Unde este produse extraordinare, oameni deosebiți, domnul Peter și domnul Iuri, care au demonstrat motiv pentru care am invitat și am încercat să colaborăm să toți împreună. Fiindcă e foarte important, produsul este crud uscat. Și înțelegeți totul. Noi am început cam în perioada asta când nu prea e prielnică. Dar ținem cont că dânsul este un mare specialist, domnul Peter Rafael, domnul Iuri Rafael. Dar vă spun o chestie, acum am invitat. Sunt tehnologii. Ceala sunt crescători de animale, ceala sunt în administrație, în desfacere, în marketing, dar până la loc pe ei doi ne bazăm. Păi da. Și calitatea produsului. Am fost acum în Delta și am dus o bucată de slăină, o aveam de la Diuri, cu Diuri ne cunoaștem de mulți ani. Foarte bine. Și ne-am dat la oamenii aia să guste și nu am mai putut vorbi cu ei, numai prin semne, că săraci avem inundații prin gură. Bine, Mangalița. Când zici Mangalița, zici deja altceva. Deci treci la nivelul superior, treci la alte, treci la fiță, dacă e pe românește, nu? O să fie și slăină de aia de care aveați la... Avem, da, care, știi? Eu am văzut slănina aia și scria slănină de Coloșvar și era vândută în Statele Unite, am pus și pus-o la televizor, slănină de Statele, în Statele Unite, dar era făcută în Budapesta, dar scria Coloșvar pe ea. O să aduc acum o... Ce? Vreau să văd. Domnul Sabin. Zi-mi. A, nu se poate. Da, se poate, domnul.
Ăsta este monument. Ăsta o să fie pus lângă statuia lui Matei Corvin, în centru, că ăsta e monument. Deci aici când ai mâncat o chestie de asta, dacă nu ești ardelean, trebuie să-ți găsești o ardeleancă, să te sori cu ea, să suport soacra, că ardeleancele, soacrele ardeleancele de la lumea. Cum? Bă, dar nu se poate să faci așa ceva. Uitați că se poate... Deci asta nu se poate vinde. Asta se dă ca protocol. Asta o dai la miniștri, asta o dai la președinți. Mă știți una groasă, groasă aia, să-l trimiți la Trump. Aici ai. Asta e, asta e pentru Trump. Că e mai grosuță. Da. Este extraordinar. Eu sper să faceți pagina aia de Mangalița de Transilvania sau ceva. Să fie, o să fie de pentru, eu spun de ce, pentru că lumea o să mă sudie pe mine, știi? Da, bine că o arătat ăsta la televizor. Asta e despre ce ziceam eu, exemplu. Aoleu. Sărina de Cruș. Ma. Deci e desenată. Super asta, tare. Asta înseamnă să ai mână, să poți să faci o bucată de străină să arate superior, pe lângă calitate, sau cu calitate la oaltă, este o satisfacție. Țene, câte minute mai sunt? Că pe mine mă apucă durerea de stomac, ficatul. Eu mă bucur că i-am cunoscut, mă bucur pentru relația asta bună dintre noi. Și eu mă bucur că l-am cunoscut. Și oameni deosebiți. Și oameni deosebiți nu pot face decât lucruri deosebite. Eu mă bucur că l-am cunoscut și de ce? Că mă duc acasă, îi dau la nevastă slănină, îi dau ce face el și după două zile nu mai poate vorbi cât tare apă în gură și atunci se facă treaba. Știi? Știi? La soacra nu pot să-i dau, că soacra mâncă și tot se uită, știi? Oamenii deosebiți nu pot face lucruri deosebite. Da. E extraordinar ce ați făcut aici. Eu abia aștept să vindeți. Pentru că dacă nu pui asta lângă marketing ca lumea, e păcat. Da. Știi că la român întotdeauna ei ambalează bijuterii în hârtie de împachetat. Nu, trebuie să-i pui ambalajul ăla fain. Să avem și noi finisajul nostru. Așa zic ăștia, că noi suntem numai la multe. Oficial, o să avem o discuție, să ne ajuți. Eu vă ajut cu orice... Nu sunt specialist, juri profesionist. Știi că... Domnul profesor, inginer, că nu oricine... Eu de-aia am băgat și pe Facebook acea rubrică timp de un an de zile, reclama de weekend, să zic de ce. Pentru că micii producători, gratuit, trebuie promovați. Dacă nu-i promovezi tu, care ești de-a locului, nu o să-l promoveze nici la din Bruxelles, nici la din Paris, nici la... Asta trebuie promovați fiecare pe fiecare. Și aduc pe doctorul Pisescu o sensibilitate. Evident, evident. Și după aceea, bine. Când ziceți, începem de la purcelul cum intră înăuntru, pe unde intră. Giurie să fie mai pregătit, profesorul inginer doctor. S-a dat, că voi sunteți să mă faceți să cresc porci. M-ar pune un pic să râng la porci, știi? La căsuca aia frumos acolo de țară. Da. Păi de aceea, dacă ar fugi doi porci, Mangalița să frece acolo spatele, da, sau știu cum se iasă din noi. Nu stau cu arcul cu săgeți după el. Este ceva deosebit. Mulțumesc tare mult. Vă doresc succesuri și mulțumesc. Are două produse care nu se vede prezente, domnul. Unde? Acum vine. Stai că mai am un minut. Asta ce-i? Și astea sunt făcute de? Tot de noi. Deci asta este salam. Asta e un mață. Tot Mangalița. Nu este nimic pe primul. Dar noi nu prea vrem să facem. Nu. Cum am început și nu am avut alt mață numai perceal. Și ăsta este unul de porc, chiar culare, se spune, deci cu? capătul mațului, culare, așa. Cred că vine din cur. Din italienii sunt specialiștii. Da, bineînțeles. L-a dus acasă. Nu că nu contează munca, nu, trebuie să fim nealcoș. Așa am zis la domnul. Și am zis la domnul că ca și dânsul când vorbește la televizor, natural, liniștit, degajat, așa facem noi treburile aici. Așa natural, liniștit și așa. Nu trebuie hârtie, că dacă îmi pun prompter sau hârtie, mă bâlbâi. Mă enervează să citesc ce am scris eu sau alții. Să pierzi vremea din nou locuri. Corect. Dar poate nu vezi bine și pierzi. Voi vorbiți acum, am usă să gata emisiunea, dar nu-i mai că iau porci și după vine aici la ucenicie.
Și vă arăt eu vouă, că... cum știe un filolog să facă, e adevărat că în loc de fitună iese păpăraie, dar nu-i bă. V-am pupat. Estetic și gustos și miros, ca să nu fie cu COVID-ul, că dacă ai miros și ai gust, e ok. E foarte ușor să ne convingem imediat cum e gustul. Dar ce nu știu mult să aprecieze materia primă, și aia nu o să vadă numai dacă ne cunosc pe noi. Ei pot să vină, orice cumpărător, pot să vină la noi să vadă fermele. Trebuie să gata emisiunea, că de aici m-am îngrășat 2 kg numai când v-am ascultat. Bun. Sănătate, tovarăș. Vă invităm la o... Da, cu Manila... Demonstrare. Hai, profesor, hai!